și Cătălin Striblea la Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bună ziua! Bun găsit la Avocatul Diavolului. Suntem Vlad Petreanu și Cătălin Striblea și astăzi vă invităm la o discuție deschisă despre efectul colectiv asupra societății și asupra sistemului la 5 ani de la tragedia care a șocat România. Faptele sunt cunoscute. În noaptea de 30 octombrie 2015, în timpul unui concert al trupei Goodbye to Gravity, focurile de artificii din interiorul clubului au aprins materialele izolatoare de pe pereți. În incendiul care a urmat au murit 26 de tineri, dar lor li s-au adăugat alte victime în săptămânile care au urmat. Cu totul 64 de oameni au murit fie în incendiul propriu-zis, fie ulterior din cauza rănilor grave suferite sau din cauza infecțiilor intraspitalicești. Un al 65-lea s-a sinucis aproape 2 ani mai târziu din cauza depresiei, iubita lui pierise în incendiu. Tragedia aceea a fost un șoc teribil pentru societatea românească. Mulți dintre noi am înțeles atunci cu groază că nu ne putem refugia într-o carieră de succes, o locuință nouă și niște excursii în străinătate pentru a scăpa de efectele ucigătoare ale corupției. Corupția, impostura și incompetența care au infectat întreaga administrație națională ne ating mai devreme sau mai târziu oriunde ne ascundem. Corupția ucide a fost strigătul de durere și revoltă care s-a auzit din zeci de mii de piepturi pe străzile marilor orașe ale țării, ocupate de manifestanți indignați. Efectul imediat al revoltei a fost atunci căderea unui guvern, guvernul Ponta, vă amintiți? Dar cumva, un an mai târziu, PSD, partidul cel mai vehement incriminat pentru starea de fapt din România, a câștigat alegerile cu un scor record. Paradoxurile acestei națiuni sunt inepuizabile. Și, bazată pe numărul mare de voturi primite, noua putere a declanșat o sfidătoare ofensivă împotriva instituțiilor statului de drept, a însăși principiilor pentru care manifestaseră atâtea zeci de mii de oameni după colectiv. Au urmat alte demonstrații mai mari și mai multă revoltă, dar și o năucitoare obrăznicie politicianistă din partea unei armate bine organizate de impostori și infractori care, din Parlament, Guvern, administrația publică, au continuat să atace justiția, economia, ONG-urile, antreprenorii și așa mai departe. După ce Liviu Dragnea a primit o a doua condamnare penală și a intrat astfel în închisoare, lucrurile par să se mai fi liniștit. Dar să fie oare chiar așa? Sau e doar o schimbare de suprafață? Dacă, de fapt, sistemul corupt și profitor a ales discreția drept mod de acțiune. Haideți să privim un pic starea de fapt. După 5 ani de la tragedia din colectiv, niciunul dintre dosarele penale deschise în legătură cu moartea 65 de tineri nu a ajuns la final. Nu există nicio decizie definitivă, nimeni n-a fost încă dovedit în justiție ca fiind vinovat și nimeni n-a fost încă pedepsit. Nu sunt vinovați deocamdată nici în alte dosare care au fost deschise ulterior ca urmare a investigațiilor de presă. Nici în dosarul Exifarma, nici în dosarul Vitaler, nici în cel al clinicii nefuncționale pentru mari arși de la Floreasca. De fapt, viața merge înainte pentru mulți dintre cei judecați, iar unii dintre aceștia chiar își dezvoltă afacerile. Continuă și numirile politice în sănătate, până la nivel de șef de spital sau de clinică. Lucrurile sunt atât de ridicole încât, de pildă, la Piatra Neamț, tocmai a fost numit un al 8-lea șef al spitalului județean în numai 12 luni. În acest timp s-au perindat pe la conducerea unității politicieni expirați, patroni de pompe funebre sau de firme de ambalaje, acuzați de hărțuire sexuală sau judecați pentru fraudă cu fonduri europene. Ultimul numit ar fi vrut să candideze la alegerile locale, dar nu-i dă voie legea. Are interdicție din cauza unor probleme de integritate, așa că a primit această sinecură. Și am putea continua la nesfârșit, din păcate, cu exemplele că sistemul își vede liniștit de treabă, dar poate că nici societatea nu e pregătită pentru schimbare, poate că nici noi nu suntem pregătiți pentru schimbare. În fond, alegătorii sunt cei care l-au pus primar pe piedone acum o lună, că doar nu fi fost numit de la centru. Să votezi în 2020 un politician care a fost deja condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare pentru responsabilitatea sa în tragedia colectiv, ei bine, iată ceva greu de digerat, orice s-ar spune, dar poate că nu e tot întunecat și negativ,
Poate că există și motive de speranță, ba chiar dovezi ale progresului către o Românie mai cinstită și mai bine administrată. Eu zic că aceste dovezi există cu siguranță. În primul rând, că după 5 ani de la colectiv se văd schimbări importante în clasa politică. De fapt, vedem chiar, aș zice, o nouă clasă politică. România are un partid care s-a format în urma tragediei de la colectiv. Nu e un partid perfect, dar el reprezintă cu siguranță mult mai bine așteptările unei noi generații. După 30 de ani de parvenitism și impostură, în Parlamentul României au intrat și oameni care chiar au o pregătire școlară mai bună, uneori foarte înaltă, și care lucrează aplicat cu date și cifre, și schimbarea are loc și în administrația locală. În premier avem primari și consilieri care aparțin unei alte generații și unui alt mod de gândire. La București, Timișoara, Bacău, Brașov, românii au ales politicieni cu altă față. Și mai e ceva. Pentru prima oară, oamenii au abandonat carierele lor din mediul privat pentru a veni în serviciul public, văzând că incompetența și corupția ucid. Este cazul acestor primari de care ai pomenit, dar și a zeci de consilieri pe lângă ei. Cu certitudine, România a căpătat o societate civilă mai puternică, sute de mii de oameni au stat în stradă pentru dreptate, nu i-a chemat nimeni, au venit de unii singuri, dar aceasta nu e cea mai mare realizare. Împreună au pus mână de la mână și au construit, de exemplu, un spital. S-au format ONG-uri puternice care ajută mii de oameni, iar lumea a început să vadă nevoia comunității. Și aș mai zice ceva. Presiunea constantă împotriva imposturii a început să dea roade. Partidele și-au selectat cu mai multă atenție candidații. Până și PSD i-a alungat pe o parte din membrii grupării Dragnea. Și aș adăuga aici gestul curajos de a închide școlile doctorale ale Academiei de Poliție după 8 ani de prezentare de dovezi ale furtului. 8 ani. După 8 ani. Da. Bun, n-am reușit să punem la punct sistemul sanitar în materie de dotări. Au apărut însă secții noi pentru Marea Arș la Iași, Timișoara și la București, la Spitalul Bagdasar Arseni. S-a mai întâmplat ceva, s-au mărit salariile medicilor, a început să devină atractiv să lucrezi în România. Chiar de dimineață în deșteptare auzeam datele prezentate de Tolo, de Cătălin Tolontan, care spunea că pentru prima dată numărul medicilor ATI nu mai este în scădere. În mod firesc, acesta e doar începutul. O societate nu se schimbă pe loc și, desigur, anii schimbării, la nivelul vieții noastre, devin o perioadă frustrantă. Dar este evident că România a început să construiască. Așadar, acum, 5 ani mai târziu, e momentul unui bilanț bazat pe mai multe date. Trebuie să ne întrebăm unde am ajuns. Cum ne-a schimbat pe fiecare și pe toți împreună tragedia de la colectiv? Dacă ne-a schimbat sau dacă nu, cumva doar ni s-a părut unora dintre noi că societatea a căpătat o altă conștiință, că s-a schimbat, când, de fapt, mai știi, lucrurile ar fi rămas la fel, iar sistemul a trecut doar printr-o hârtoapă și și-a revenit. Iată acum și telefonul 0372069599. Cine simțiți că învinge la 5 ani după colectiv? Progresul, schimbarea sau contrareforma, sistemul osificat, reacțiunea, cum s-ar spune? Sună-l pe avocatul diavolului la 0372-069-599. Și înainte de a începe propriu-zis dezbaterea cu ascultătorii noștri, Adrian, numai o secundă, iată ultimele date în privința evoluției epidemiei în România. Sunt 6546 de cazuri de COVID-19 confirmate în ultimele 24 de ore. Așadar, 6546 de cazuri. Sunt 917 pacienți aflați în stare gravă internați la ATI. Cifrele acestea... Cei mai mulți. Da, sunt cei mai mulți de până acum. Și bolnavi și internați. Sunt 103 decese, 900 de cazuri noi în București, un oraș care, mă rog, este la o incidență foarte ridicată, și aceste date vin din 36.000 de teste. Așadar, mai spun o dată, 6.546 de cazuri noi, 103 decese, 917 pacienți la ATI. O să pornim dezbaterea acum la 0372069599. Vă întrebăm dacă România s-a schimbat după colectiv sau nu și dacă da, în ce măsură. Ați remarcat că azi nu avem un avocat al diavolului propriu-zis, adică nu vom lua părți eu sau Vlad, nu ne vom situa pe două laturi diferite, pentru că e o zi cu totul aparte în istoria noastră și nu cred că adâncirea controversei este soluția acum, ci
dorința de a colabora și de a ne căuta echilibrul. Da. Întrebarea simplă, de fapt, ar fi așa. Dom'le, ne-am lăsat cumva păcăliți? Adică sistemul doar s-a prefăcut că se schimbă? Sau chiar se schimbă? S-a prefăcut, dar noi l-am și schimbat. Ok. Adrian, bună ziua. Sunteți în direct la Avocatul Diavolului. Vă rog. Bună ziua, Vlad. Bună ziua, Cătălin. Bună ziua tuturor celor care ne ascultă acum. Da. Sistemul s-a schimbat și sistemul a rămas la fel. Este un început de schimbare, evident. A fost un șoc pentru opinia publică să vadă dimensiunea publică a acestor orori de care puțină lume era conștientă până la momentul respectiv. Trebuia să ai, să fi trecut printr-o situație oarecum similară ca să vezi stadiul absolut jalnic în care se află Sistemul Național de Sănătate și infecțiile cu germeni în spital. Spitalele, în mod normal, ar trebui să fie un loc steril în care oamenii să se ducă să se facă bine, nu să se îmbolnăvească. Dar este un început foarte timid. Să nu uităm că schimbarea socială, spre deosebire de progresul economic, este un proces care se măsoară în generații, nu se măsoară în ani sau în cicluri electorale. Adrian, România, o secundă. Scuză-mă că te întrerup. Îmi dau seama acum, cred că ar trebui să definim ce înțelegem prin sistem, când zicem dacă sistemul s-a schimbat. Este vorba de toate rețelele create în ani de zile de exploatare a banului public prin metode necinstite adesea, prin corupție, prin pile cunoștințe și relații, în interesul personal al membrilor acestei rețele. Este conferia politicienilor impostori, care se sprijină unii pe ceilalți ca să ocupe funcții publice, ca să aibă acces la banul public. Dar aici avem o întrepătrundere. Asta e sistemul, înțelegeți? Private. Da. Așa este. Vreau să vin cu o completare la ce ai spus tu. Aici avem o întrepătrundere a intereselor private, care sunt în mare parte ilegale, în viața publică. Deci sistemul este mecanismul pe care statul îl folosește pentru a administra serviciile care țin de stat. Iar acest mecanism este pervertit prin această intromisiune a interesului privat, a interesului oneros al clasei politice, în funcționarea acestui mecanism. Mie mi se de aici pare deturnările masive de fonduri, de aici... Să știți că nu e nimic nou. Nomenclatura pe vremea comunismului, tot interese private reprezentat, de fapt. Asta se întâmplă de când lume. Dar mie mi se pare că Adrian a zis cel mai important lucru de până acum. Conștientizarea, da? Până când a fost, sau până la colectiv, noi nu aveam această problemă a societății, măcar punctual, în privința infecțiilor din spitale. Acum toată lumea știe și vorbește despre acest lucru și tu, ca un cetățean cinstit, când ajungi într-un spital, ai această temere și ceri un pic de atenție. Și? Ca să rezolvi o problemă, întâi trebuie să o cunoști. Și acum noi știm această problemă. Așa? Și oamenii împing către soluții. Iată-te, acum când statul român iarăși se ascunde și nu declară infecțiile nozocomiale în criza de COVID, lumea a venit și a spus, prin intermediul reprezentanților, da, toți jurnaliștii bat la ușa onorat ministerului și zice, băi, nu ne-ați comunicat nozocomialele. Și atunci ministerul a trebuit să vină cu un răspuns. Păi asta înseamnă, asta este confirmarea faptului că nu s-a schimbat nimic? Nu, dar... Pentru că într-un sistem care funcționează normal, atunci ar avea oamenii aceia pe care îi plătim să administreze corect viețile noastre, să și facă. Că există presiunea. S-a schimbat că există presiunea. Înainte nici vorbă nu auzeai. Acum lumea le-a adus aminte. Prietene, vedeți că... Presa a întrebat întotdeauna. De nozocomiale? Nu. Bun, ăsta e un lucru la care nu ne gândisem, dar presa pune întrebări. Problema e, nu e să reacționeze când pune lumea întrebări și când se face presiune. Tu? Problema e să funcționeze. Da, eu îți spun că factorul presiune nu exista. Și deci, deocamdată, s-a făcut factorul presiune. După care știi cum scriem reflex. O remarcă scurtă. Este clar că s-au schimbat niște lucruri, este clar că schimbarea este infinit față de ce ar trebui să fie, iar faptul că, din nou, cu actualul ministru al sănătății, cu actuala conducere a sistemului de sănătate din România, România are în continuare tupeul de a raporta 0% infecții nozocomiale în spitale, în condițiile în care, domnilor, să ne aducem aminte, acest coronavirus, care este o năpastă venită
asupra omenirii în momentul de față. Nu este un eveniment care să aducă sfârșitul civilizației așa cum este prezentat în multe locuri, dar este o boală severă care pune niște probleme majore de sănătate oricărui sistem de sănătate. Multă lume ajunge, din păcate, să aibă nevoie de îngrijiri specifice secțiilor de terapie intensivă, iar secțiile de terapie intensivă sunt acele locuri din sistemul de sănătate de unde se iau marea majoritate a infecțiilor nozocomiale. Bun, iar am înțeles. În această situație, România raportează 0%. Da. Deci, mi se pare o dovadă clară că sistemul acolo nu s-a schimbat suficient ca să fie să se autosezizeze de acest lucru. Mai dați-le un rând de alegeri. Da. Mulțumesc, Adrian, mi se pare că ați pus punctul pe ei, într-adevăr. Știi cum vreau să funcționeze administrația publică în țara asta? Și oamenii pe care îi plătesc ca să facă viața cum trebuie? Dom'le, cam în mediul privat corect. Adică eu dacă mă duc și las mașina la servis, bă, nu trebuie să stau peste ăia acolo să văd eu că nu fură, vrei că să, nu știu ce. Vrei să facem o dezbatere despre servisuri? Sunt cândva? Servisuri și servisuri, păi, recunosc. Asta zic, că sunt administrații și administrații, dar s-a făcut un pas, Vlad. Auzi, nu a funcționat puțin corect, i-am dat afară. Dacă ai, adică, scuză-mă, dacă ar exista vreun orice fel de business privat care ar funcționa, de exemplu, așa cum funcționează sistemul de colectare a taxelor din țara asta, de pildă. Da, ar da faliment. Da. Asta, despre asta spun. Ar da adică, faliment. Sigur, nu idolatrizez acum. Există business-uri private care sunt niște scoțirii. Dom'le, unde treaba nu a mers, lumea s-a unit și a venit. Uită-te la București. Adică, doamna Firea a avut cel mai mare aparat de propagandă, bani, realizări, nu știu ce, și lumea a zis nu, și s-a întâmplat în multe alte părți. La Timișoara, la Bacău, la Alba Iulia, la Brașov, oamenii unde au fost nemulțumiți de activitatea administrației publice au făcut acest pas esențial. Dacă peste încă 4 ani, când îmi face socoteală, și ăștia au mers prost, atunci eu o să zic, da, mă, ați avut dreptate. Adică ăștia s-au regrupat sub altă formă și așa mai. Sigur că, ca orice organism, se zvârcolește, va face rău în continuare. Radu, bună ziua, sunteți în direct la avocat. Bună ziua. Bună ziua, vă rog. România după colectiv s-a schimbat, o parte a României. O parte dintre români au conștientizat pericolul sistemului, să-l numim așa general. O parte mare care... sau o parte mică? O parte esențială, spun, okay. Cred eu. O ce parte esențială, oamenii care au un grad de educație peste medie. Au conștientizat oamenii care plecau în vacanțe și își planificau viața independent de toate sistemele statului. Oamenii aceia au conștientizat. Au conștientizat că e nevoie de implicarea lor și elita. Păi și e suficient? Nu, n-aș numi elite, aș numi oamenii care au citit multe cărți. Păi e suficient, dar stai... Este suficient, nu știu dacă este... Nu, deocamdată nu este suficient, dar este esențial, pentru că oamenii ăștia s-au implicat în politică și, cum spuneați mai devreme, schimbările se văd punctual în anumite zone ale țării. Și eu zic că ăsta este un mare câștig în urma acelui dezastru. Păcat că s-a ajuns să fie un dezastru care să... oblige într-un fel oamenii conștienți de țara în care trăiesc sau au devenit conștienți după acel dezastru să se implice și cu implicarea lor sunt convins că va veni schimbarea. Sistemul este foarte rezistent, sistemul a fost construit în 30 de ani, nu-l vom schimba probabil decât în următorii 20 de ani. Cred că, să știți, cred că a fost construit în mult mai mulți ani decât 80. Ăștia 30. Da. 80. Da, da, de acord. Nici România interbelică n-a fost o oază așa fără e corupție, adică să nu vă gândiți la țara noastră ca un da far călăuzitor în ale democrației. Da, asta e democrația, este atât de tânără, are, vreți să, adică putem considera că are 30 de ani sau nici măcar atât, că poate primi 5-6. Nici n-au fost chiar democrația adevărată. Da, 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 da. Aș adăuga astăzi, uite, totuși, astăzi a fost promulgată legea prin care cei răniți la colectiv primesc tratament pe viață. Da. E un semn simbolic al statului că se poate face ceva, adică e și ăsta un mod de a transmite. Am așa de mesaj multe întrebări legate de acest moment. Una este,
De ce a fost nevoie de 5 ani pentru această lege, când s-a știut din prima săptămână că oamenii aia rădiți acolo? A fost un mecanism care se prelungea la fiecare 2 ani și de ce? Păi răspunsul știm. Pentru că fosta guvernare, pe care nici nu știu dacă trebuie să o numim PSD, ci Dragnea, a reprezentat exact acest sistem care a dat tot înapoi, da? Deci ce spui este că până azi sistemul nu s-a schimbat. E o dovadă că a rezistat. De la 2 ani niște oameni reușeau să împingă niște lucruri acolo, actul ăsta legislativ. Tot dragul și tot respectul pentru supraviețuitorii de la colectiv. Dar nu pot să nu mă întreb. Dar alți mari arși? Cred că actul normativ are și o chestiune subsecventă în chestia asta. Aceia de la colectiv primesc tratament gratuit, așa cum și trebuie. Dar că e un tratament foarte dificil, foarte scump, care se întinde pe viață. Am văzut o notiță, uite, nu sunt pregătit să răspund la această întrebare acum, dar am văzut o notiță că acest tip de ajutor se îndreaptă către toți cei care, Doamne ferește, ar putea să treacă prin așa ceva. Da. Deci a existat o gândire acolo, că întrebarea asta s-a pus în mai multe rânduri. Alexandru, bună ziua! Sunteți în direct la Avocatul Diavolului. Vă rog. Bună ziua, vă salut! Să răspund așa strict la întrebarea emisiunii, eu cred că progresul este în curs de a câștiga. Pentru că părerea mea e următoarea. Cred un râdem amar aici, să știți, adică dacă vi s-a părut ceva ciudat, e cu amărăciune. Că și eu cred că, adică sper să aveți dreptate, da. Da, pentru că în general avem niște așteptări mult mai mari decât pot fi realist obținute. Și asta s-a văzut, de exemplu, și în intervalul 2015-2016. Atunci, după acel val inițial de ură, de revoltă, de protest, au venit la putere unii care au dat impresia, au și făcut niște lucruri, că lucrurile se pot schimba, și cei mai mulți dintre noi ne-am culcat pe urechi, am zis că, uite, vă domnule, referiți la guvernul Cioloș? La guvernul Cioloș, 2015-2016. Asta pentru că, din lipsă mare, zic eu, de educație civică, politică, nu am reușit în 2016 să înțelegem importanța votului și a faptului că doar asta schimbă lucrurile. Până la urmă, părerea mea este că tot, nu știu cum să zic așa metaforic, poporul cu furca l-a băgat în pușcărie pe Dragnea, cu o furcă simbolică a votului. Dar n-aș pentru vrea să că dacă vă amintiți, poporul... au fost. Poftim? Ce că au fost europarlamentarele. Da, mă rog, exact. Sentința s-a pronunțat a doua zi dimineață. Eu vreau să spun Dar de ce? Mie nu-mi place să puneți în legătură lucrul ăsta, pentru că asta ar însemna că judecătorul respectiv ar fi votat după un vot popular. Ori eu cred că judecătorii trebuie să-și facă datoria așa cum știu ei. Sigur că poți interpreta simbolic sau într-o cheie istorică, dar nu-i puneți în cârcă acelui om sau acelor oameni care au votat în sala de judecată, în completul acela, un vot politic. Nu vreau să spun asta, că și noi am judecat și noi am făcut un proces de intenție că au judecat strict politic. Dar numai punând lucrurile într-o astfel de cronologie, eu cred că și acei judecători au vrut să știe ce crede poporul înainte de a da o decizie. Sincer, sper că nu. Sper că nu. Adică, firar să fie, judecătorii beneficiază de atâtea garanții de independență în țara asta, inamovibilitate, salarii mari, pensii mari, protecție în fața legilor, într-o anumită măsură, evident. Adică, ce ar însemna să judece în funcție de cam cum e opinia populară? Nu, trebuie să apere legea. Sper că n-a fost cazul de așa. Un judecător care vrea să fie corect în România, poate să fie corect cât poate de mult, adică nu are de ce să se încurce. O singură precizare. Să nu fie șantajabil de cine știe ce serviciu. Bun, asta aici ce pot să zic aici? Nu pot să zic aici. Dar cred că și așa, nu? Dacă se întâmplă în viață să greșești, te duci și te predai în fața opiniei publice spunându-ți greșeala și dacă ea nu este de natură penală... Au fost și multe cazuri. Ce să zic? Bine, mulțumim mult. Deci sunteți optimist. Înțeleg că dumneavoastră ziceți că progresul e în curs de întâmplare, nu? Asta e? Da, cum sună. Bine.
Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069 599. O notiță vreau să adaug aici. Să știi că mie e cea mai mare realizare. Mi se pare faptul că am făcut împreună, sau că românii au făcut împreună, că nu l-am făcut noi, un spital, da? Adică acțiunea celor două doamne, Uscatu și Gheorghiu, este de natură să schimbe România în ce sens? Tu, ca administrație publică, nu te mai poți opune acum, după lecția primită aici la București, unor oameni care vor să facă un bine. Dimpotrivă, ca sistem, dacă vrei să câștigi și să rămâi în viață, trebuie să vii să ajuți astfel de oameni, ceea ce înainte nu s-a întâmplat, ba dimpotrivă. Ia să le punem o frână ăstora. Ce ticăloșie fac ei aici? E foarte interesant. Acum îmi dau seama, în primii ani ai României, la anii 1800, mă rog, la sfârșitul secolului 19, România au construit împreună un ateneu. Da. Acum România a construit împreună un spital. Pe vremea aceea erau poate mai preocupați sau priveau spre un viitor în care cultura era mai puternică, acum privesc spre un viitor în care măcar sănătatea să fie mai bună. Nu-mi dau seama care e greutatea acestui arc peste timp, dar m-aș gândi câteva... M-aș gândi un pic la asta. În ultimii 30 de ani, cultura, așa cum a fost chiar și mai ales cea independentă în România, și-a menținut standardele și capacitatea de a livra niște lucruri. Da, pentru că vine din suferință. Deci cultura de înaltă calitate vine din Sistemul suferință. Sistemul de sănătate lăsat în întregime pe mâna instituțiilor publice nu a progresat atât de mult. Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă rog, Marius! Eu consider că a început, nu că este în curs, abia am început schimbarea. Cum se manifestă? S-a manifestat în primul rând prin alte figuri în viața politică, să spunem. Oameni care par de bună credință. Le-am dat un vot de încredere, vedem următorii 4 ani. Cred că din punctul meu de vedere că tot urmează alegeri parlamentare. Da. Cred că dacă ar exista o lege de asumare a răspunderii a parlamentarilor pentru ceea ce fac, cred că s-ar face mult mai puține... Cum adică? Adică cum? Nu înțeleg. Mai explicați-mi puțin. Adică să-și asume răspunderea postului pe care l-au, mai ales miniștrii. Cum a spus domnul Bănicioiu, că suntem pregătiți, nu avem nevoie de nimic. S-a dovedit că am avut nevoie, trebuie să facă pușcărie pentru chestia asta, pentru că au murit oamenii din cauza lui. Și nu puteți să cereți oamenilor să facă pușcărie pentru declarații politice. Bănicioiu atunci, bun, sigur, e de condamnat pentru declarația respectivă. Atunci, da. Aia n-a fost declarație politică. Da, bun, trebuie să demonstrezi după aceea în instanță că a blocat ce a blocat. Așa că face omul o declarație... Nu, nu vorbim de declarații politice. Vorbim de fapte. Da. Vorbim de fapte care s-au întâmplat. Da. Da, vorbim de lucruri care s-au întâmplat. Este greu. Consider că sistemul medical, ca să putem avea un sistem medical performant, trebuie să începem cu oamenii tineri. Am trecut printr-o experiență, tatăl meu a fost tratat 11 luni de diabet insulinic, ca să se dovedească în a 12-a lună că el de fapt avea cancer la pancreas în stadiu terminal. Da. 11 luni a fost tratat pentru... Adică există niște chestii peste care se sare, nu se fac investigații cum trebuie, deși plătim foarte mulți bani la sistemul de sănătate. Într-adevăr, este un sistem pentru care unii plătim și alții beneficiază. N-am comentat și nu o să comentez niciodată lucrul acesta. Dar ați dat exemplu cu Fundația Dorește Viața, care a construit un spital. Da. Din fericire mai sunt și alții. Mai este Magic Campul, care este tot pentru copii și pentru familiile copiilor. Da. Și mai este un singur personaj care a reușit să strângă un crai de dorobanți, cum era numit, Codim Maticiu, care renovează singur spitalul, etajul 7 de la spitalul Funden. Da. Tot mai pentru să, oncologie. Să știți că sunt foarte multe fundații, îmi vine acum în minte Bogdan Tănase de la Casa Share. Sunt foarte mulți oameni care fac fapte bune. Să știți că... Dar de ce e nevoie să strângem noi bani să facem spitale? Bună observație. Da, pentru că statul a fost indolent. După 30 de ani, noi strângem bani să facem spitale? Nu e un lucru rău atâta vreme cât ne putem organiza. Dar știi ce se întâmplă?
Aici statul ar fi fost primul care să vină alături de acești oameni, pe când s-a întâmplat dimpotrivă. În momentul în care acești oameni s-au apucat de lucru, au avut numai necazuri. Și nu uitați câte denigrări de presă au fost, că tot ați pomenit de Magic Camp. Păi Vlad Voiculescu, care a cărat ani de zile medicamente pentru bolnavii din România, bolnavii de cancer, care nu aveau aici de nici unele, Vlad Voiculescu, care a făcut din casa părinților o casă pentru copii suferinzi și a făcut un loc absolut extraordinar, a fost terfelit și făcut în toate felurile numai pentru că a ajutat. Și asta mi s-a părut. Și cine l-a terfelit? Nu, aceeași veche rețea de impostori și corupți și informatori și securiști, nu? Da, dar, și astăzi Vlad Voiculescu e viceprimar sau e ales, că lumea a venit. Am un exemplu foarte clar. Am unul dintre cumnații mei este șofer de suflet pentru cei de la Magic Camp și cară copiii, asta iar mi se pare fenomenal, că trebuie dus copiii cu mașini private, oameni voluntari care duc copiii de la spitale acasă după ce fac tratamentul cu chimioterapie. Uh-huh. Săptămânal se duc la Marie Curie, în vechiul spital, să ducă mâncare și produse pentru copii și pentru părinți care sunt internați acolo. Uh-huh. Face lucrul ăsta de 6 luni de zile, în fiecare săptămână are aceeași problemă, ce caută și nu este lăsat să intre cu mașina să ducă pachetele la curtea, la ușa spitalului, ca să poată fi cărate. Poftim. Și atunci despre ce schimbare vorbim? Nu vă supărați. Nu care cumva este cosmetică. Vă aduc aminte că în urmă cu, cred că nu sunt 2 sau 3 ani de atunci, de când prin Parlament regimul Dragnea voia să treacă o lege împotriva organizațiilor neguvernamentale de inspirație kremlinistă, putinistă. A și trecut-o, stai un pic. Adică să pună cât mai multe bețe în roate. Da. Și ce a trecut din legea aia, că nu a fost trecută totuși în formula inițială, dar nu văd să fie amendată, modificată acum. Sigur, PSD și prietenii continuă să dețină majoritatea în acest Parlament. Cine e șeful în Parlament? Exact. Acolo? Și când s-a pus problema de alegeri anticipate, cine anume a blocat alegerile? Nu, Dorneanu, dar hai să o ascultăm pe Adelina. Da. Bună ziua, Adelina, vă rog. Bună ziua. Vorbim despre progres și ne întrebăm cine câștigă în țara asta, dacă câștigă progresul sau dacă câștigă reacțiunea, sistemul osificat. Eu cred că pe termen lung o să câștige progresul. În momentul în care a fost incendiu de la colectiv, eu doar ce terminasem facultatea de medicină și mă pregăteam să dau examen de rezidențiat. Da. Și normal nu pot să extrapolez experiența mea la întreaga populație, dar vă pot spune că eu cred că o să câștige progresul pe termen lung. Acum știți butadă, dacă pe termen lung suntem toți morți. Ideea e că dacă o să câștige peste 100 de ani, n-am făcut nimic. Dar, Adelina pare mai tânără. Înseamnă... am 30 de ani, acum aveam 25 atunci și pentru mine termen lung în ceea ce privește sistemul de sănătate și reforma lui înseamnă cât timp încă voi profesa și eu, adică în următorii 15, 20, 30 de ani. Uh-huh. Și vă pot spune că eu am văzut schimbări în bine ale sistemului odată cu generațiile mai tinere care au acceptat că există neajunsuri și n-au încercat să le ascundă. Și apropo de ce a spus primul domn care a intrat în direct în emisiune, că spitalele trebuie să fie un mediu steril, nu este așa. Și una dintre afirmațiile pe care le-a făcut Vlad Voiculescu imediat după colectiv, după scandalul de la Spitalul de Arș, prin care mi-a câștigat mie simpatia, a fost că dacă ar trebui demolate și arse din temelii spitale unde există infecții nozocomiale, dar infecții intraspitalicești, acestea ar fi toate. Și nu e vorba de toate doar din România, exact. Toate din toată lumea. Da, da, dar procentajul de infecții nosocomiale din România este mult mai ridicat de fapt și, doi, ne deranjează foarte rău pe toți faptul că se minte în continuare. Adică acestea nu sunt raportate... Asta e deranjant. Aici permiteți-mi să vă contrazic, poate nu sunt raportate toate în continuare, dar procentul de raportare a crescut sigur cel puțin față de momentul zero la care ne raportăm noi acum. Este adevărat, dar poate că ați văzut știrile de presă din ultimele săptămâni, care gazetarii au observat că numărul infecțiilor nosocomiale raportate de la începutul anului este zero. Ați observat? Asta a fost tot scandalul. Președintele Iohannis însuși a declarat nedumerit și a cerut explicații. Și atunci a apărut o asociație care a spus, prin declarații voluntare, noi am numărat 1300 de cazuri, în condițiile în care probabil că sunt cu zecile de mii.
Recunosc că nici eu nu înțeleg de unde vine această cifră și nu înțeleg dacă este o propagandă și a cui și ca să obțină ce, de vreme ce, repet, eu lucrez într-un spital unde am raportat, adică eu personal am completat fișe de raportare de infecții. Interesant. Așa că da. Undeva se rupe un pic da. Lanțul. Mulțumim pentru informația, Adelina. La 30 de ani însă, uite, o întrebare legată... Mai las-o un pic pe linie, te rog. Cum de ești în țară? Nu văd de ce aș pleca. Eu am încredere că pot să schimb ceva dacă rămân aici. Dacă plec, nu n-aș putea decât să mă plâng despre cât de rău e ce a rămas în urmă. S-a schimbat ceva care a făcut locul ăsta mai atractiv pentru tine? Profesional, adică ești plătită decent? Ai un mediu de muncă ok? Da, sunt plătită decent, spre deosebire de primul an de rezidențiat, adică 2016, da, sunt plătită decent. Am un loc de muncă ok. Mi se pare cel mai important să știți că majoritatea colegilor și prietenilor mei mai mari care au plecat din țară n-au plecat neapărat din cauza salariilor prea mici, care erau prea mici, ci au plecat din cauza faptului că nu aveau o speranță că se va putea schimba sistemul suficient de mult și de repede. Și? Mie mi se pare că începe să se schimbe, să știți. Okay. Odată cu generațiile mai noi, care au înțeles că e ok să te duci să te școlești un pic pe din afară, și pe afară și să te întorci aici și să aplici ce ai învățat. Odată cu accesarea internetului, nu doar pentru a ne uita la filmulețe cu pisici, ci pentru a ne educa în continuare, mie mi se pare că se schimbă deja, nu doar că se vor schimba odată cu timpul. Deci nu văd niciun motiv momentan pentru care aș vrea să plec. Aici am familie, aici am prietenii, aici până una alta. E un stat așa cum el, care mi-a finanțat niște studii și o educație, și mi se pare că e momentul să dau și eu înapoi. Atâta timp cât statul mă va vrea și nu mă va împinge spre altă țară, nu văd de ce nu aș rămâne. Vezi? Da, excepțională atitudine. Oare câți dintre cetățenii acestei țări au această atitudine cetățenească? Asta înseamnă să fii cetățean. În ce mai mulți? Și sper. Dacă vrei, mulțumim tare mult, Adelina, dacă vrei, apropo de chestiunea asta, am să-ți relatez un lucru văzut cu ochii mei în anii ăștia într-un spital din România, în care o doamnă mai în vârstă, recunosc, pe la 60 și ceva de ani, fugărea o doctoriță mai tânără, așa cum e Adelina, la vreo 30 de ani, ca să-i pună ceva în buzunar. O scenă uluitoare. Iar da, doamna doctor, da, știu, se mai întâmplă, da. S-a refugiat pe niște scări, ascunzându-se, și doamna tot insista să-i pună ceva în buzunar. Și mi s-a părut o scenă, sigur, am zis, uite, am îmbătrânit, dar am îmbătrânit. Da, am vorbit de multe ori, știi? Da. Sunt cei mai persoanele care au mai multă experiență de viață în România. Știu că dacă... Așa știu de mult, că dacă medicul nu ia, înseamnă că e ceva nasor rău. Asta e, știi? Și atunci e și un fel de, măcar o confirmare pentru tine. Dom'le, măcar nu-i chiar atât de rău că a luat ceva. Știi? Da. Ok. Mai departe. Pe linia 12. Cristi, bună ziua! Cristi, bună ziua, dacă ne auziți. Sunteți în direct. Alo? Cred că nu ne aude Cristi, hai să mergem mai departe. Valentin, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua. Bună ziua, vă rog. Întrebarea noastră asta este, cine câștigă în România? Schimbarea, progresul sau osificarea și reacțiunea? Din ce am observat, cineva este foarte bine sfătuit legat de cât de ușor uităm noi. Și asta se întâmplă și la alegeri, pentru că văd că ciclic reapar aceleași figuri. Merg prin țară și văd iarăși, îl văd pe Ponta pe afișe electorale, pe panouri electorale. Victor Ponta candidează primul pe listă, dacă trece pragul se va alege, domnul Piedone a devenit primar, fiul dânsului este primul pe listă pe nu știu unde, din partea unui partid mare. Adică... Unde se schimbă lucrurile? Nu, e doar ciclic. Se uită puțin, și după aceea reapar și luăm de la zero. Iar faptul că trebuie să stăm ca niște câini de pază, să verificăm cifrele, dacă presa nu ar fi fost vigilentă, am fi știut că iarăși nu s-a raportat nimic. Eu cred că doamna antevorbitoarea mea a raportat cifrele, dar dacă undeva a fost un filtru și ele nu ajung la noi... Dar mie cine este atât de naiv încât să creadă că nu mai sunt infecții nosocomiale? Și cu toate astea, ele sunt puse pe niște servesc. Dar acum cum vezi tu schimbarea? Că asta e greu de înțeles. Adică tu o vezi prin dispariția completă a unor oameni care
reprezintă sistemul? Adică asta aștept să se întâmple? Nu. Ar trebui noi să nu uităm. Deci dacă noi nu am uitat niște lucruri, n-ar fi mai simplu. Pentru că e de datoria lor să încerce la nesfârșit. Ai văzut? Dar de la fel, e de datoria noastră să nu uităm niște lucruri. Conform sondajului pe care Europa FM îl are astăzi, barometrul Europa FM de la IMAS, domnul Ponta, că tot îl pomenea, are 9%, nu? Cred că așa am 9,9, da. Practic, 9,9. Acolo. Da, depășește, iese, adică... Adică acum e cel mai se întâmplă. Mare partid mic. Da, nu aia este a lui Traian Băsescu, nu, da, domnul care Băsescu acum e mai mic. E mai mic că nu trece prag. Acum a devenit Băsescu, un partid dar, mic dar, între cele mici. În contradicție cu ce spui tu, Valentin, de fapt, dacă domnul Ponta are 9%, să știi că USR Plus, pe sondajul nostru, au 20%. Da, e, da. Așa, o să vedem ce se întâmple la alegeri. Mai e o lună și o săptămână, cred, nu? În momentul ăsta încă o lună și o săptămână, 6 decembrie, o să vedem ce se întâmplă până atunci. Nu te grăbi că săptămâna viitoare domnul Ciolacu promulgă, adoptă din nou legea cu pricina? Nu mai e timp să facă nimic pentru... Nu cred. Ce, cu aia cu stabilirea datei alegerilor? Da. Nu. Acum revenind la tema noastră, sigur că sunt puncte de inflexiune aici pe acolo. Bucureștiul, da, Timișoara, Brașov, nu? Despre asta am vorbit. Sunt puncte de inflexiune. Dar sper ca acestea să nu fie doar câteva floricele într-o mlaștină, răsărite într-o mlaștină care le va înghiți. Noi din București, aici, știi, aici se vede într-un fel. Dar dacă te duci 20-30 de kilometri înspre sudul României, acolo lucrurile sunt la fel, nu de 30 de ani. De 60, de 70 de ani. Să știi că mai sunt și pe aici, pe acolo, mai sunt sate care mai au asfalt, mai au beton. Cred că cam încheiem aici. Eu vreau să vă mai zic un lucru. La 6:20, după jurnal, o să avem o ediție specială despre colectiv, cu supraviețuitori, părinți, analiști. Am stat toată săptămâna de vorbă cu oameni implicați în tragedia asta. Găsiți deja pe Facebook și pe online la Europa FM interviurile pe care le-am făcut, o parte din ele apar din oră în oră, unele sunt teribil de dureroase, au fost cele mai grele interviuri pe care le-am făcut vreodată. O să tragem o concluzie și împreună cu ei, cu actorii și cu oamenii care au fost loviți profund de această tragedie națională. Deci rămâneți conectați la ce se întâmplă în România. Cătălin Stribla, ediție specială Colectiv, de la 18:20 astăzi. Vă mulțumim, avocatul diavolului se încheie aici. Ai ascultat Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM.